astăzi când voios că Dumnezeu e stăpânul vieții mele, El e Domnul meu. Cine pe pământ, cine în ceruri sus, e ca Domnul meu, e ca Domnul meu, Iisus. Fără El flământ și însetat, rătăceam în lumea largă, neajutorat, dar când m-a găsit, El m-a săturat și mi-a dat să beau. El mi-a dat să beau din harul Său. El e fântâna cu ape vii, nimic în lume nu-l poate locui, stânca de veacuri, păstorul meu, râul vieții, de-a purul Dumnezeu. El e fântâna cu ape vii, nimic în lume nu-l poate înlocui, stânca de leacuri, păstorul meu, tot ce am. El e slava mea, e comoara mea în veci. Chiar de n-ar mai fi râuri pe pământ, El e râul vieții mele, limpede și sfânt. Niciodată El nu va seca și voi bea din El, eu voi bea din El mereu. El e fântâna cu ape vii, nimic în lume nu-l poate locui, stânca de veacuri, păstorul meu, binecuvântat și lăudat să fie Dumnezeu Tatăl, prin Domnul Iisus Hristos și Duhul Sfânt în veci de veci. Amin. Amin. Mă bucur că în această dimineață Dumnezeu este același, ieri, azi și în veci de veci, binecuvântat să fie numele Lui. Așa cum Ieremia în plângerile Lui spune căci bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, îndurările Lui nu sunt la capăt, ci se înnoiesc în fiecare dimineață, și credincioșia ta este tot atât de mare, slăvit să fie Dumnezeul nostru. Acesta a fost Dumnezeul nostru care în zilele care au trecut, în săptămânile care au trecut, în viața noastră, de zi cu zi ne-a păzit. Și în această dimineață suntem în locul acesta, de aceea merită Dumnezeul nostru să-i dăm slavă, cinste și glorie. Așa cum spune salmistul, căci tu mă înconjori pe dinapoi și pe dinainte și ți întinzi mâna peste mine. Aceasta a făcut-o Dumnezeul nostru pentru că ne-a iubit. În această dimineață, de aceea, aș dori ca toți care suntem în locul acesta să-i dăm lui Dumnezeu slavă, să-i dăm cinste,
să mărim numele Lui, să-i mulțumim că a fost cu noi, să-i mulțumim că în dimineața aceasta suntem în locul acesta. Mulți ar dori să fie în locul acesta și nu pot. Mulțumim Domnului că noi suntem aici și doresc ca Dumnezeu în această dimineață să reverse Duhul Lui Cel Sfânt peste noi și să fim plini de bucurie în locul acesta. Amin. Plecăm capetele și ne rugăm Domnului. Amin. Ocupăm locurile și cântăm o cântare spre slava Domnului. Amin. Să mă închin și cu inima mea înaintea ta vin când mă rog, mă asculți, de păcate mă ierți, numai tu mă înțelegi credincios, îmi răspunzi, chiar sub aripa ta de furtun mă asculți, mâna ta mă atinge și îmi dă libertatea prin har să trăiesc. Nici nu pot să-mi exprim cât te doresc. Inima mea îți spune iubire.
în mine, inima mea, pe tine te caută, inima mea, căci tu ești cel mai minunat. Doamne, vreau să mă plin și cu inima mea înaintea ta vin când mă rog, mă asculți, de păcate mă ierți, numai tu mă înțelegi, credincios îmi răspunzi. Iar sub aripa ta de furtun mă ascuns, mâna ta mă atinge și îmi dă libertatea, prin har să trăiesc, nici nu pot să exprim cât te doresc. Inima mea îți spune iubire, inima mea îți dă mulțumire, inima mea pe tine te caută, inima mea, căci tu ești cel mai minunat. Inima mea îți spune iubire, inima mea îți dă mulțumire, inima mea pe tine te caută, inima mea, căci tu ești cel mai minunat. Slăvit să fie Domnul nostru, care ne-a ajutat ca în această dimineață să fim în locul acesta, să venim înaintea Lui cu problemele noastre, cu necazurile noastre și știm că El este aici, slăvit să fie numele Lui. Aș vrea să fiu foarte scurt și să ne rugăm. Aș vrea să dau câteva îndemnuri, câteva versete pentru fiecare rugăciune și foarte scurt să ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvinteze toată lucrarea din ziua de azi, slăvit să fie numele Lui. Spune cuvântul Domnului în Psalmul 116, versetul 1, căci iubesc pe Domnul pentru că El aude glasul meu, cererile mele, dar El și-a plecat urechea spre mine, de aceea îl voi chema toată viața mea. În această dimineață avem această ocazie ca să-L chemăm pe Domnul. El este aici, dar să-L chemăm ca să lucreze la inimile noastre, să lucreze în viața noastră și să sfințească inimile și viețile noastre și rugăciunile noastre să fie ascultate de El. Aș dori ca în această rugăciune să venim înaintea Domnului cu o rugăciune de mărturisire. E cu neputință noi ca oameni să nu greșim în viața noastră de cu zi cu zi, de aceea aș vrea ca în această dimineață să venim înaintea Domnului să cerem iertare pentru greșelile noastre, pentru păcatele noastre, pentru tot ceea ce am făcut și nu este sau nu era după voia lui Dumnezeu. Spune cuvântul Domnului în Proverbe, capitolul 28, versetul 13, căci cine își ascunde fără de legile nu propășește, dar cine le mărturisește și se lasă de ele capătă îndurare, slăvit să fie numele Domnului. Aș dori ca în această dimineață Domnul Iisus să pună în inimile noastre o inimă curată, ca să ne mărturisim greșelile noastre, păcatele noastre înaintea Lui și așa cum spune și Ioan, căci rugăciunea, sau mai bine spune așa, căci dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte de orice păcat. Acesta este Dumnezeul nostru, acesta este Domnul Iisus, care a fost mort, a înviat și odată cu învierea Lui, noi am primit iertare și mântuire, slăvit să fie numele Domnului. Aș dori ca în această rugăciune să ne plecăm pe genunchi, să ne rugăm Domnului. Amin. Amin.
Ocupăm locurile și lăudăm pe Domnul cu o cântare. Îngrijorat strigă către Domnul, pe povară de păcat strigă către Domnul, strigă către Domnul lor și ce grăbasă, strigă către Domnul căci El nu te lasă. Și ce grăbasă, strigă către Domnul, căci El nu te lasă. Dacă vrei să fii mai sânt, strigă către Domnul. O lumină pe pământ, strigă către Domnul. Strigă către Domnul, orice ce grăbasă. Strigă către Domnul, căci El nu te lasă. Strigă către Domnul, orice ce te apasă. Strigă către Domnul, căci El nu te lasă. Strântorată că vei fi, strigă către Domnul. Te poate izbăvi, strigă către Domnul. Strigă către Domnul, orice ce te apasă. Strigă către Domnul, căci El nu te lasă. Strigă către Domnul, orice ce te apasă. Să-ți dea biruit, strigă către Domnul. Strigă către Domnul, orice ce te apasă. Strigă către Domnul, căci El nu te lasă. Strigă către Domnul, orice ce te apasă. Strigă către El nu te lasă. Încercări te vor veni, strigă către Domnul. Miluința vei primi, strigă către Domnul. Strigă către Domnul, orice ce te apasă. Strigă către Domnul, căci El nu te lasă. Strigă către Domnul, orice ce te apasă. Strigă către Domnul, căci El nu te lasă. Frământa de ce va fi, strigă către Domnul. Ce-o veni, strigă către Domnul. Strigă către Domnul, orice ce te apasă. Strigă către Domnul, căci El nu te lasă.
El nu te lasă. Pentru cauza vieții noi strigă către Domnul. Pentru ziua de apoi strigă către Domnul. Strigă către Domnul, o și ce te apasă. Ispăvide, chin de fi, strigă către Domnul. Strigă către Domnul, o și ce te apasă. Strigă către Domnul, că cel nu te lasă. Strigă către Domnul, o și ce te apasă. Toată slava, cinstea, gloria să fie adusă lui Dumnezeu, care atât de mult ne-a iubit, cât și-a dat viața pentru noi ca să avem viață veșnică, slăvit să fie numele Lui. Spune Isaia despre Domnul Iisus în capitolul 53, versetul 7, când a fost chinuit și a suprit, n-a deschis gura deloc, ca un miel pe care îl duci la o măcelărie, și ca o oaie mută înaintea celor ce o tund, n-a deschis gura. Acesta a fost Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care a făcut-o pentru lumea întreagă, ca toți cei ce cred în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică, slăvit să fie numele Domnului. Aș dori să mai facem rugăciuni înaintea Domnului și aș dori ca în rugăciunile noastre să venim cu credință, așa cum spune cuvântul Domnului în Marcu, capitolul 11, versetul 24, căci de aceea vă spun că orice lucru veți cere când vă rugați, să credeți că l-ați primit, l-ați și primit și îl veți avea. Doresc ca Dumnezeu să îmbrace biserica aceasta cu credință. Să ne rugăm cu credință, pentru că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al credinței, este un Dumnezeu mare, este un Dumnezeu sfânt și El este în stare și poate în această dimineață să dea ascultare rugăciunilor noastre. Psalmul 65, versetul 1 și 2 spune că cu încredere, Dumnezeule, vei fi lăudat în Sion și împlinite-ți vor fi juriunțile care ți-au fost făcute. Versetul 2 spune, tu asculți rugăciunea, de aceea toți oamenii vor veni la tine, slăvit să fie numele Domnului. De aceea în această dimineață suntem în locul acesta, pentru că știm că Dumnezeul nostru ne ascultă. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care a murit pentru noi și este viu în vecii vecilor, în această dimineață poate să asculte rugăciunile noastre, poate să dea vindecare. În rugăciunea aceasta aș dori să ne rugăm pentru toți frații și surorile care sunt bolnavi. Vreau doar să amintesc câteva versete pentru întărirea credinței noastre din Psalmul 50, unde cuvântul Domnului spune, cheamă-mă în ziua necazului, căci eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi. Cuvântul Domnului în Ieremia, capitolul 17, versetul 14, spune, vindecă-mă tu, Doamne, și voi fi vindecat. Mântuiește-mă tu și voi fi mântuit, căci tu ești mântuirea și salvarea mea, slăvit să fie Domnul. Aș dori, iubiții mei, frați și surori, să ne rugăm cu credință, cu dragoste, cu iubire pentru toți frații noștri care trec prin suferințe, prin necazuri. Aș dori să amintim doar câteva cazuri care sunt mai noi pentru fratele Traian Moraru, pentru cauzele care le avem mai de mult în biserică, le cunoaștem. Dacă sunt alte cazuri noi sau suferințe sau probleme sau necazuri, frații pot să spună, ne vom ruga și Dumnezeu să ne asculte, slăvit să fie numele Lui. Ne ducem cu toții pe genunchi și ne rugăm Domnului. Amin.
Ocupăm locurile și lăudăm pe Domnul cu o cântare. Să-ți mulțumim, Părinte veșnic și divin, căci Tu, prin harul-ți minunat, mereu ne-ai binecuvântat. Întoarce-mi ca să-ți mulțumim, căci de la Tine noi primim viață din ispod ceresc. Ce privesc, îți mulțumim, îți mulțumim, căci Tu ne dai, iar noi primim. Îți mulțumim, îți mulțumim, acum și-n veci de veci, amin. Îți mulțumim, îți mulțumim, căci Tu ne dai, iar noi primim. Îți mulțumim, îți mulțumim, acum și-n veci de veci, amin. Întoarce-mi ca să-ți mulțumim, cu mici și mare toți de mii, că-n fiecare ceas am zi, cu mâna Ta ne vei păzi. Să-ți mulțumim, căci te iubesc și te iubim. Tu singur, Doamne, ne poți sta, ce lumea întreagă n-ar putea. Îți mulțumim, îți mulțumim, căci Tu ne dai, iar noi primim. Îți mulțumim, îți mulțumim, acum și-n veci de veci, amin. Îți mulțumim, îți mulțumim, căci Tu ne dai, iar noi primim. Îți mulțumim, îți mulțumim, acum și-n veci de veci, amin. Întoarce-mi ca să-ți mulțumim, căci de la Tine noi primim viață veșnică dar și bucurii fără ocar. Îți mulțumim, îți mulțumim, căci Tu ne dai, iar noi primim. Îți mulțumim, îți mulțumim, acum și-n veci de veci, amin. Îți mulțumim, îți mulțumim, căci Tu ne dai, iar noi primim. Îți mulțumim, îți mulțumim, acum și-n veci de veci, amin. Timpul aproape s-a dus, dar ferice de noi că suntem în casa Domnului, slăvit să fie numele Lui. Amin. Spune cuvântul Domnului în Psalmul 53, căci Dumnezeu se uită de la înălțimea cerurilor peste fiii oamenilor, ca să vadă dacă este cineva care să fie priceput și să caute pe Domnul, slăvit să fie numele Domnului. Amin. Îi mulțumesc Domnului că L-am căutat și L-am găsit. El este un Dumnezeu mare, un Dumnezeu sfânt, S-a lăsat găsit de noi și în această dimineață
suntem în locul acesta, slăviți să fie numele Domnului. Vreau să dau un îndemn scurt pentru biserică. Aș dori ca rugăciunea care ne stă înainte să ne rugăm pentru biserica din locul acesta. Aș dori ca Dumnezeu să reverse dragoste în biserica aceasta. Aș dori ca Dumnezeu să lase Duhul lui cel Sfânt în biserica aceasta peste fiecare din noi, ca inimile noastre să fie pline de Duhul lui Dumnezeu. Aș dori să ne rugăm pentru frații păstori, pentru frații diaconi, pentru conducerea bisericii, pentru cor, pentru orchestră, pentru fanfară, pentru proroci, pentru văduvă, pentru sărac, pentru orfan, pentru misionari, pentru copiii care avem în biserică, care liderii care se ocupă de ei, Dumnezeu să le dea înțelepciune și să le dea o înțelepciune de la El. Apoi ne vor ruga pentru fratele Alin, ca Dumnezeu în această dimineață să dea cuvânt, iar nouă Dumnezeu să ne dea inimă deschisă și la toți să ne dea o inimă bună ca să fim împlinitori a cuvântului lui Dumnezeu, nu numai ascultători. Doresc ca Dumnezeu să ne binecuvinteze. Aș dori ca să ne ridicăm în picioare și să ne rugăm Domnului pentru aceste lucruri. Amin. Amin. Ocupăm locurile și mai cântăm o cântare spre slava Domnului.
așteptat apostolii să vin. Și au trecut de atunci 2000 de ani. Dar bine știm că fiecare zi apropie momentul revenirii. Se aude un fluier de gloate multe din cer, auzi chemarea lor. Odată ne-a nostru primite, ne-a atât de să-ți mireasa să o duci acasă. Când suflet ți-ți de Duhul tău cel sfânt, strigă la mine, vino cât mai curând. Se aude un fluier de gloate multe din cer. Așa cum cântarea spune, căci ne este dor de El, nu mai este mult și Domnul nostru Iisus Hristos va veni și va veni să-și ia mireasa de pe pământ. Va veni să-și ia pe toți acei care i-au slujit Lui și doresc ca Dumnezeu să ne ajute ca să fim credincioși până la moarte. Să fim credincioși până El va veni și ne va chema pe fiecare, slăvit să fie numele Domnului. Am ajuns la încheierea acestui timp de dimineață, de oră de rugăciune, doresc ca Dumnezeu să rămână în continuare cu noi. Doresc ca Dumnezeu să cerceteze biserica în continuare. Aș vrea să ne rugăm, chiar dacă este rugăciunea de încheiere, să ne rugăm pentru o soră cu numele Stănică. Sora aceasta a intrat în comă. Dumnezeu să se atingă de ea. Dumnezeu să-i dea putere, Dumnezeu să-i dea viață, că știu că ea îi va sluji Dumnezeu. După ce Dumnezeu se va atinge de ea, îi va da slavă, îi va da cinste și mulțumire lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele Lui. Îți spune cuvântul lui Dumnezeu în Psalmul 50 cu versetul 23, căci
Cine aduce mulțumiri ca jertfă, acela mă proslăvește și celui ce veghează asupra căii lui, aceluia îi voi arăta mântuirea lui Dumnezeu, slăvit să fie numele Domnului. Aș dori, frații mei, ca în această rugăciune să ne rugăm pentru toate familiile din adunare. Dumnezeu să binecuvinteze în fiecare familie, părinți, copii, nepoți, tot ce este să fie binecuvântat de Dumnezeu. În această dimineață ne vor ruga pentru familiile care mijlocim în fiecare săptămână trei familii și doresc ca Dumnezeu să privească spre aceste trei familii. Dumnezeu are ochii lui îndreptați spre pământ și îl vede toate lucrurile care noi le facem. Și aș dori ca Dumnezeu să binecuvinteze în această dimineață și în toate zilele vieții lor aceste trei familii. Fratele Nelu Costi, sora Lidia, familia lor întreagă, Dumnezeu să-i binecuvinteze. Dumnezeu să binecuvinteze pe fratele Ghiță, Cristea, sora Maria, Dumnezeu să fie cu ei acolo unde sunt, să-și pună tăria și încrederea în Domnul și Domnul să-i binecuvinteze. Și pentru fratele Dan, Andrei și Luisa, doresc ca Dumnezeu să binecuvinteze familia aceasta. Și Dumnezeu să lase ca aceste trei familii, împreună cu toate familiile din adunare, să slujim, să facem voia Domnului până El va veni. Atunci când El va veni și ne va chema la casă, la El acasă, să fim cu toții gata, slăviți să fie numele Domnului. Aș dori să ne rugăm pentru sora aceasta, pentru cele trei familii, să mai rugăm pe Domnul ca să binecuvinteze cuvântul Lui în această dimineață și să-I mulțumim că până aici a fost cu noi. Eu știu că El care a fost până aici cu noi va fi și în continuare. Doresc ca Dumnezeu să binecuvinteze biserica întreagă cu Duhul Sfânt. Amin. Ne ridicăm în picioare și ne rugăm Domnului. Amin. Amin. Ocupăm locurile și cântăm o cântare spre slava Domnului, apoi programul va continua. Amin. Thank you.
chipul celui preasfânt nevăzut, stăpân peste creație. E început, sfârșit, e rege peste tot. E Creatorul, toate există prin El, prezent în orice lucru. El e cuvântul viu, El e speranță-n veci. Slăvit e al Tău nume, Doamne, slăvit e al Tău nume, Te laudam, Doamne, Te viacul, numele Tău îl înălțăm. Azi Tu ne laudă, ești vrednic, ești vrednic. E Creator, toate există prin El, prezent în orice lucru. El e cuvântul viu, El e speranța-n veci. Slăvit e al Tău nume, Doamne, slăvit e al Tău nume. Te laudam, tot peste veacuri, numele Tău îl înălțăm. Azi Tu de laudă, ești vrednic, ești vrednic, ești minunat, ești minunat, doar Tu, doar Tu, ești minunat, ești minunat, doar Tu. Peste veacuri, numele Tău îl înălțăm. Azi Tu de laudă, ești vrednic, ești vrednic. În veci Tu ești, tot peste veacuri, numele Tău îl înălțăm. Slăviți să fie Dumnezeul nostru atotputernic, Domn peste veacuri, care este vrednic să fie lăudat, să fie slăvit, să fie înălțat de fiecare din noi. Și cred că motivul întâlnirii noastre și în dimineața aceasta este ca să-L glorificăm pe El și să-L înălțăm între noi. El merită lucrul acesta. Îi mulțumim pentru că El este prezent aici. Noi cântam căci cuvântul Lui... Cuvântul Lui îl reprezintă pe El. Acolo unde este cuvântul Lui Dumnezeu, El este Dumnezeu. Merită să fie binecuvântat și lăudat de noi toți.
Așa ne spune Apostolul Ioan, că acest cuvânt al lui Dumnezeu s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr, dar chiar după ce a murit, a înviat, s-a înălțat la ceruri, el rămâne tot cuvântul lui Dumnezeu. În Apocalipsă este văzut așa, pe el scria un nume și scria cuvântul lui Dumnezeu. Merită să fie binecuvântat în dimineața aceasta și haide să-i dăm toată lauda, cinstea, slava și onoarea. Citesc din pasajul biblic din Matei, capitolul 28, versetele 16 până la 20, după care ne vom ruga Domnului și îl vom ruga ca El să binecuvinteze acest cuvânt în fiecare din noi. Puterea germinației care dă viață acestui cuvânt să fie în fiecare cuvânt al lui Dumnezeu care ne este rostit în dimineața aceasta, El să lucreze în viața noastră, viață, curățire, apropiere de Dumnezeu, creștere spirituală și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin. Ascultăm acest cuvânt. Cei 11 ucenici s-au dus în Galileea, în muntele unde le poruncise Iisus să meargă. Când l-au văzut ei, i s-au închinat, dar unii s-au îndoit. Iisus a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh, și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Amin. Ne închinăm Domnului și rugăm pentru binecuvântarea Lui care să continue peste noi, peste cuvântul Lui, peste cântările de laudă și peste închinarea noastră aici. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Iată-ne din nou împreună și în dimineața aceasta și îi mulțumim Domnului pentru acest har minunat. Îi mulțumim Domnului și pentru musafirii noștri, Domnul să-l binecuvinteze pe fratele Alin. A fost și miercuri seara, dar nu toți ați fost miercuri seara, ca să mulțumim Domnului pentru că din nou l-a adus în mijlocul nostru fratele Alin Cojocărescu. Când spunem Cojocărescu, sigur știm despre cine este vorba, fratele lui George. Ne-a mai vizitat cu câțiva ani în urmă, 3, cred, 4. Domnul să-l binecuvinteze și acum a revenit la noi. Și să-l ajute Domnul să vină mai des. Sigur că atunci când spun lucrul acesta, aude și fratele George, știe despre ce e vorba. Domnul să-l binecuvinteze. Să-i răsplătească și fratelui George și fratelui Alin, care a făcut sacrificiul și va petrece împreună cu noi aproximativ 2 săptămâni. În timpul acesta dorim ca Dumnezeu să-l binecuvinteze, să-i dea har și putere în lucrare, să slujească Domnului. Fratele Alin este păstorul unei biserici din Zalău. Domnul să îi dea și acolo în lucrarea de acolo har, progres, binecuvântare, să se înmulțească mult
calitativ și cantitativ Domnul să-L binecuvinteze. Sigur, nu-mi permit multă introducere, pentru că în ziua aceasta avem tare multe cântări, Domnul să binecuvinteze și pe cei ce cântă, dar am rugămintea să fie foarte operativi, să ne încadrăm și într-un timp și în celălalt. Dacă mi-aș permite să mai amânăm programul, să lungim cu încă o oră, atunci nu v-aș pune la grabă, dar nu știu dacă îmi permiteți dumneavoastră să-l extind cu o oră. Dar haideți să ne încadrăm și sigur nu ispitim, ci facem o lucrare pentru slava Domnului, în limitele stabilite, cum putem, Domnul să vă binecuvinteze. Continuăm împreună cu grupul de laudă, slăvim pe Domnul, facem și colecta în timpul acesta. Corul slăvește pe Domnul cu prima cântare, urmată de fratele Timotei Bădiță, Domnul să-l binecuvinteze, apoi Denisia Cojocărescu, dar mai întâi, scuzați, după cântarea în comun și a corului, grupa Mijlocie. Au ajuns deja între noi, am zis că pe la ora 11 fără 10, dar au venit mai devreme și nu-i ține mult în stres. Domnul să-i binecuvinteze împreună cu sora Andreea și fratele Vlad Vasilciuc, care se ocupă de ei, vor să cânte pentru slava Domnului. Deci revin, cântare în comun, corul, grupa Mijlocie și apoi Timotei și sora Denisia. Domnul să vă binecuvinteze! Lipește, Doamne, sufletul de Tine, mai mult ca floarea veșnică de stânci. Să uit de ani, de lume și de mine, privind adânc în ochii Tăi adânci. Lipește, Doamne, și slava zărilor se mine și inima de om ce toate împrem. Lipește-mi, Doamne, sufletul de Tine, din visul meu să nu mă mai deștept, să simt și slava zărilor se mine și inima de om ce toate împiedic. Lipește, Doamne, sufletul de Tine, ca piul de vin, iertarul său divin, să n-am nici lucru în văr, nici ori de pline, ci Tu să-mi fii și pâinea vecii vii. Lipește-mi, Doamne, sufletul de Tine, din visul meu să nu mă mai deștept, să simt și slava slava zărilor se mine și inima de om ce-ți bate în piept. Lipește-mi, Doamne, sufletul de Tine, ca pe o ființă smulsă de la greu. Valea de sus mine și ascunde-mă
și slava zărilor, semine și inima de orice bate în piept. Iubește, Doamne, sufletul de tine, din visul meu să nu mă mai deșel, să simt și slava zărilor, semine și inima de orice bate în piept.
I mean, wait, what? Haideți cu toții să lăudăm pe Domnul cu o cântare care îl prezintă așa de frumos pe Iisus și spune: Iisus, ești Domnul domnilor, Iisus e al nostru salvator, Iisus, fiind veci glorificat, Iisus. În numele Lui
veci glorificat. Iisus, Iisus ești Domnul domnilor, Iisus al nostru Salvator, Iisus fiind veci glorificat. Iisus al nostru Salvator, Iisus fiind veci glorificat, Iisus.
Va trebui să ne cerem scuze de la cei care vor să mai cânte și timpul nu mai ne permite. Domnul să-i binecuvinteze, după masă avem din nou program și putem slăvi pe Domnul în locul acesta. Corul mai slăvește pe Domnul cu o cântare, după care Domnul să binecuvinteze pe fratele Alin, care va avea mesajul, și Domnul să se îndure de noi toți, să ne facă receptivi la mesajul cuvântului lui Dumnezeu. Amin.